Deși aflați deja la capătul puterilor, angajații termocentrale Mintia nu au de gând să renunțe la greva foamei. Speranța că lucrurile se vor schimba în bine nu i-a părăsit. La început au intrat în grevă aproximativ 20 de persoane, ca mai apoi numărul acestora să crească la 90. Greva a mers într-atât de departe încât doi protestanți au ajuns la spital. Situația este neschimbată de luni, doar că o colegă a ajuns la spital la Deva, iar astăzi un coleg a fost transportat la urgență. Unii colegi au renunțat la protest din cauza stării de sănătate, dar mereu s-au alăturat alții. Este dureros când vezi ce se întâmplă, dar mai ales că nu te bagă nimeni în seamă. Avem o delegație de la Federația Energetică la ușa Ministerului Energiei, dar până la ora 17 nimeni nu i-a băgat în seamă. Așteaptă și la noapte vom rămâne tot în fața sucursalei și tot în greva foamei, a declarat Mircea Crișovan, liderul sindicatului liber independent electrocentrale DEVA. Aflat și el în greva foamei încă de la început, scrie portalul servuspress.ro. Oamenii au ajuns la limită, mai ales cei care au acasă 2-3 copii, iar ei sunt cei care le pun pâinea pe masă celor mici. Situația este dramatică, cu atât mai mult, cu cât interesele sunt mari și pare că nimeni nu mai face nimic pentru redresarea termocentralei, ci doar pentru îngroparea acesteia. Există zvonuri conform cărora reprezentanții termocentralei ar fi amenințat alți angajați doritori să le alăture colegilor aflați în grevă. Totodată ar exista posibilitatea ca directorii să fie la rândul lor amenințați de cei suspuși, motiv pentru care nu ar putea remedia situația actuală.